prima ediție a acestei competiții a provocat la luptă pugiliști din cadrul mai multor cluburi cu tradiție din țară. Printre acestea s-a numărat și Clubul Sportiv Târgoviște, care a fost reprezentată de elevii antrenorului Gheorghe Stan. A fost o gală selectă, numai cu cluburi foarte de elită. Și după cum ați văzut dumneavoastră, am fost și noi invitați, Clubul Sportiv Târgoviște, unul dintre puținele cluburi din România, cum ați văzut acolo. Și oricum, copiii noștri nu s-au făcut de râs, dar pentru mine nu a fost mulțumitor. Tinerii sportivi au încercat să treacă cu brio de cele 9 meciuri pentru a intra în posesia marelui premiu Cupa Leonard Dorofei, dar și pentru a prinde un loc în lotul de juniori care vor reprezenta România la campionatele europene din 15-30 iunie și la campionatele mondiale din 19-31 august. Cei patru pugiliști dâmboviteni au reușit să facă meciuri bune, însă nu au reușit să-l impresioneze pe antrenorul Gheorghe Stan. Rezultate acceptabile și bune. Pentru mine nu chiar extraordinar de bune, pentru că acum la această competiție s-a văzut și neseriozitatea unora sportivi care a lăsat mult de gândit și foarte comportarea lor sportivă a fost cam deficitară și din anumite motive, după cum le-am și explicat, după meciuri s-au încununat de lauri la competițiile anterioare și le-au cam intrat aerele în cap la un echip. Totodată acesta a menționat că arbitrajul nu a fost cel mai corect, reușind să pună gazdele în avantaj. La unele categorii am fost chiar frustrați de victorie. La super grea, Ialdăz Fărat câștigase, dar decizia arbitrului a lăsat de dorit. Nu a fost favorabil și nu a fost corect. De ce să vă spun? Chiar câștigasem și spectatorii au fost revoltați după această decizie. La eveniment au fost prezenți pe lângă Leonard Doroftei și Titi Tudor, care au câștigat și trofeul competiției, dar și vicele campion olimpic și campionul european Ion Alexe, precum și alte mari nume ale boxului românesc. Iată care sunt cei 11 tineri pugiliști care au fost aleși de antrenorul coordonator Titi Tudor Tinental.